ajutor, Doamne. Stăpâna proaspătă pe masă și-a urna urește, dar sufletul încet ne lasă, ne părăsește. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele. Și spală pământul, și spală pământul, și spală derele. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele. Și spală pământul, și spală pământul, și spală derele. Să vină iar potopul oare, cum scrie în scriptură. Se afundă omul tot mai tare în mare de ură. Ne părăsește trist lumina și clipa e prea seacă. Întinde, Doamne, lumii mâna, căci se îndeacă. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele. Și spală pământul, și spală pământul, și spală de rele. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele. Și spală pământul, și spală pământul, și spală de rele. Minunată piesă muzicală Durerea a fost interpretată de Cristina Mârzac, eleva clasei a șaptea, gimnaziul Grădiniță Mihai Voluntir din satul Gligeni. Haideți să aplaudăm! Bună ziua, doamnă președintă, bună ziua, stimată audiență, bună ziua, doamnelor, domnilor și toată lumea bună adunată la acest frumos eveniment. E primăvară, e anotimpul care a venit peste poporul nostru ca o mare binecuvântare, pentru că acest anotimp ne-a dăruit omul culturii, omul celebru, omul scenei, omul teatrului, omul onestității și a bunătății. Da, vorbesc despre marele actor, maestru Mihai Voluntir, care a plecat din acest frumos colț de rai desfăcându-și aripile pentru a dăinui, pentru a dărui lumii întregi frumosul, pentru ca cei împătimiți de teatru, cei care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au admirat și încă continuă să o mai facă cu mare dragoste, să revină aici, la baștina lui, la baștina lui, despre care vorbea cu atâta dor și atâta pas.
patimă. La 9 martie, marele actor ar fi împlinit 90 de ani. Dar așa nu-l mai avem pe Mihai Voluntir de 9 ani alături de noi. În memoria noastră, el a rămas bărbatul hoinar. A rămas omul cu zâmbetul, cu privirea sa firească, omenească, plină de bunătate. Mihai Voluntir a debutat cu rolul surugiului în piesa de teatru Chirița în Iași, însă l-a făcut celebru rolul Budulai din filmul Țiganul. După asta au urmat zeci și zeci de roluri importante. Cel mai greu, urma interviului realizat cu ani buni în urmă, a zis că a fost rolul cela de a trăi printre oameni, frumos, cu demnitate, onest. Marele actor spunea că în scenă se urcă doar cei ce știu ce au de făcut în scenă și nu te urci în scenă ca ai de jucat un rol, dar ca să-l trăiești. Ei bine, dragi prieteni, despre Mihai Voluntir s-ar putea de vorbit ore întregi, zile, pentru că a lăsat în urma sa un arsenal întreg de creație. Și fiecare dintre dumneavoastră este dator ca această creație, această muncă a domniei sale, să o purtați în sufletelul dumneavoastră și să nu uitați niciodată că aici, în satul Glegeni, s-a născut marele actor, maestru Mihai Voluntir. Iar noi, astăzi, ne-am adunat la acest frumos festival național al teatrelor, care se numește La Baștina lui Mihai Voluntir, grație unor oameni care au depus suflet, care au retrăit nespus de mult, dar astăzi, acum o să menționez instituțiile, după care invit chiar persoanele. Deci, acest eveniment se desfășoară grație Consiliului Raional Raionul Șoldănești, Secția Cultură, Tineret, Sport, Șoldănești, Fundația Dor de Viitor și Primăria Satului Glegeni. Și acum, permiteți-mi să invit aici în scenă organizatorii, doamna Alena Pânzar, președinta Raionului Șoldănești. Domnul Vasile Bârcă, primarul satului Glegeni. Domnul Oleg Voluntir, președintele Fundației Dor de Viitor, om emerit al Republicii Moldova. Invitat de onoare, Vlad Slavian, actor la Teatru Vasile Alexandrii din municipiul Bălți, artist al poporului. Șeful secției Cultură, Tineret și Sport, Alec Rudei. Și acum, probabil că în ordinea în care au fost invitați cei care au participat sau au organizat acest frumos eveniment, vă vor spune cuvinte alese și frumoase despre această festivitate și despre marele actor Mihai Voluntir. Deoarece gazda evenimentului este domnul primar, îi oferim cuvântul dumnealui, apoi spun eu. Bună ziua la toată lumea, bună ziua la scumpii noștri oaspeți. Bine ați venit în satul de Baștina lui Mihai Voluntir. Eu mult n-am să vorbesc, fiindcă ați mai auzit despre dumnealui, cred că ceva. Eu vreau să vă doresc mult sănătate, pace și pentru artiștii noștri succese. Dumneavoastră, o audiere plăcută. Să rămână ca o frumoasă amintire pentru toți. O zi bună! Este
Stimați cetățenii ai satului Glingeni, vă salut în primul rând pe dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți cei care țineți focul vatrei aprins. Dragi oaspeți, la acest festival vă salut și pe dumneavoastră, stimați organizatori cu care împreună am încercat să facem o echipă, vă salut și pe dumneavoastră. Dragi cetățeni, sunt nespus de bucuroasă că am reușit să dăm viață primului festival în memoria domnului Mihai Voluntir, ori poate că era necesar de mult, încă în timpul vieții, ca așa un festival să aibă parte la vatra marelui actor. Astăzi, 90 de ani de la nașterea marelui actor, cred că nu există nimeni în țara aceasta, mai ales cei trecuți de 20 de ani, să zic așa, care nu l-au cunoscut pe marele Mihai Voluntir prin rolul său deosebit pe care l-a jucat în filmul sovietic, dar foarte interesant. Deci, țin minte când eram copil, când mama mea împreună cu vecinele lăsau munca întreagă ca să meargă să mai vadă o serie, să-l mai vadă pe Budulai. Deci era ceva frumos pe vremea Uniunii Sovietice. Astăzi e frumos că v-ați adunat dumneavoastră și ați umplut sala aceasta și sunt încrezută că în scenă vom vedea frânturi din spectacole care erau îndrăgite și de marele actor. Aș vrea să spun că ne mândrim cu această valoare, cu acest talent pe care satul Glingeni l-a dăruit nu doar țării noastre, dar și lumii internaționale de teatru și de film. Ori fără ca să spunem multe cuvinte, domnul Mihai Voluntir a fost un talent, un talent în fața căruia a meritat și în viață să ne închinăm și post-mortem la fel. Când eram studentă pe la Bălți, am spus-o și domnului Oleg Voluntir, obișnuiam diminețile să-l întâlnesc pe domnul Voluntir venind, deci dumnealui pleca prin piața orașului Bălți, undeva înspre Universitatea Aleco Rousseau, care v-am spuneau că dumnealui merge să-și ia mașina de pe acolo, este garajul dumnealui. Vreau să spun că era un domn atât de simpatic, care se saluta cu fiecare trecător. Nu doar că noi eram domnișoare, tinere și frumoase, dar cu adevărat era omul care ținea la oameni. Și prin aceasta vreau ca memoria dumnealui să dăinuie peste generații și ca festivalul acesta să fie nu doar la prima ediție, dar să aibă multe, multe, multe ediții și poate că vom avea până atunci și o sală de un centru, un cămin cultural renovat, unde să aibă toată lumea loc ca să nu stați în picioare. Pentru aceasta vom depune efort și Consiliul Raional și domnul primar. Și să avem cu toții o după-amiază frumoasă. Nu voi mai spune multe. Stimați locuitori ai satului Glingeni, stimați colegi, vă zicem bună ziua și bine ați venit la festivalul, sau mai bine spus, la baștina lui Mihai Voluntir. Emoțiile, când vorbești de la Palatul Național, se vede că scena e mai mare sau noi suntem mai departe de public și emoțiile sunt mai mici. Astăzi emoțiile sunt și asta e bine că sunt. Vreau de numele secției Cultură, Tinerești, Sport să aduc sincere mulțumiri doamnei președinte, pentru că datorită doamnei președinte vreau să vă zic că cu orice demers, cu orice deviz înainte de a organiza asemenea activități frumoase, sunt datorită dumneiei, pentru că trebuie să ne accepte anume bugetul, ca să putem veni cu niște surse financiare. De asemenea, aduc mulțumiri domnului Oleg Voluntir de la Fundația Dor de Viitor, pentru că
Dumnealui spune că nu poate fi un festival, să zic, festivalul Pierjei, festivalul Bostanului, festivalul Mărului, și având așa oameni de valoare, ca să nu organizăm asemenea festivaluri. Deci eu doresc la toți participanții succes în scenă și ofer microfonul. Bună ziua! Într-adevăr, am fost colegi 15 ani, până ne-a luat Dumnezeu, și totdeauna vorbea cu mult drag de dumneavoastră. Uitându-mă astăzi și mergând pe ulițele satului, acum am înțeles cât de mult își iubea Baștina și cât de mult și cât de frumos vorbea despre dumneavoastră. Nici nu m-am gândit ieri, stândând la bustul maestrului Mihai Volontir depunând o floare, că astăzi voi ajunge să merg pe ulițele satului unde s-a născut. Să vă bucurați, să fiți mândri că sunteți consătenii maestrului Mihai Volontir. Vreau să aduc sincere mulțumiri doamnei președinte a Raionului Șoldănești, organizatorilor tuturor. Bravo vouă! În numele prietenilor, colegilor care l-au cunoscut, gândesc că festivalul dumneavoastră o să ne facă cărăruia și neapărat o să venim nu doar în zilele de 9 sau 10 martie, ci vom veni atunci de fiecare dată când o să ne fie dor și vom vrea să vedem această baștenă. Într-un ceas bun întâlnirilor, Mihai Volontir! Mulțumim, maestre! Bună ziua, stimați și dragii mei consăteni și oaspeți. Sunt sigur că sunt și privitori din alte localități. Ziceam că nu poate un popor care a dat naștere asemenea valori, cum ar fi Doina sau Balada, un popor care a creat colinde și cântece de leagăn, nu putea acest popor să nu aibă și un actor celebru de o marcă precum este Mihai Volontir. Mihai Volontir nu este un actor simplu. Mihai Volontir este un brand al culturii noastre teatrale și cinematografice din Republica Moldova. Mulțumesc! Eu le mulțumesc și chiar mă închin de sănătate tuturor colegilor care au susținut ideea de a organiza acest eveniment, fiindcă merită acest sat pe lângă nevoile pe care le avem și probabil le vom avea încă multe din ele. Merită acest sat să aibă și spiritualitate înaltă. Mai ales, ziceam, că avem un nume notoriu care ar putea să ne creeze un traseu, de ce nu? Pe lângă festivalul Mihai Volontir am putea crea și un traseu turistic, am putea atrage lume. Avem aspecte geografice unice din Republică, avem valori care trebuie să le punem pe canava și să strigăm tare. Noi suntem un sat care vom fi auziți și care vom promova cultura adevărată în acest spațiu al neamului nostru. Vă mulțumesc! Și sper că să avem astăzi o zi foarte favorabilă și foarte plăcută artistică. Vă mulțumesc din suflet. Eu rămân un minut să mânez, am mare plăcere să mânez o diplomă acestui minunat colectiv de la gimnaziu Grădiniță Mihai Volontir din satul Glingeni, care ne-a făcut această surpriză, acest salut artistic. Și o să rog să vină cineva din domnule primar. Ia vă rog. Cu tine sunt o fericire de există, există numai să ne trăiți și pământ. Mă adresez acum către doamna director, doamna Volontir, vă rog acest grup pe cât e posibil să devină un teatru, un grup teatral adevărat pentru valorificarea culturii noastre tradiționale, teatrale de mai departe.
O să facem, o să depunem efort pentru aceasta. Și încă o diplomă se conferă interpretei Cristina Mârzac din satul Glinceni, în raionul Șoldănești, pentru contribuția artistică în cadrul festivalului. O fi o șoapte dulce de izvor. Vă rog frumos să primiți această diplomă ca un, ca un început de carieră artistică. Mulțumim! Mulțumim și noi pentru aceste cuvinte frumoase, oportune pentru acest eveniment inedit, pentru că ne aflăm la prima ediție și să dea Domnul să începem cu piciorul drept și tot înainte. Așa e, lumea e un teatru și noi suntem actorii ei. Da, dar în celelalte teatre, când ești pe scenă, știi ce vrei. Pe câtă vreme teatrul lumii îl joci cu rolul neînvățat și nu e nici măcar suflorul să-ți sufle când te-ai încurcat. Teatrul este poezia ce se desprinde din carte și devine omenească. Desprinși de scena lor de la Palatul Municipal de Cultură din orașul Bălți și prezenți la festivalul nostru, este și colectivul de teatru dramatic Baștina. Acest colectiv minunat se bucură de mari succese, astfel primind premiul mare la festivalul concurs Vasile Alexandri, ediția 11-2017, cu spectacolul Doi vecini de Tudor Argezi. Premiul întâi festivalul concurs Vasile Alexandri, ediția 12-2021, cu spectacolul Vin americani. Premiul întâi concursul de poezie patriotică Iubirea de moșie e un zid, Chișinău 2022. Astăzi însă acest minunat grup condus de Angela Burdeniuc și fondat în 1971 pe scena din satul Căminului de Cultură din satul Glegeni prezintă piesa În căutarea sensului pierdut. Autor Ion Băieșu, regizor Angela Burdeniuc. Haideți să-i întâmpinăm cu aplauze, pentru că sunt câteva momente de aranjarea decorului și a celor atrebuincioase pentru spectacol. Le urăm succese și aplauze, pentru că cea mai frumoasă melodie pentru un actor sunt totuși aplauzele. Chestiunea îmbrăcatului pentru o femeie așa ca tine niciodată nu e prea devreme.
Auzi, am să te rog să nu încurci lucrurile. Lasă totul așa cum este. Cineva la ușă, probabil a venit vreun solicitant. Dar nu se pare că-i cam de vreme? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă scuzați! Dar dumneavoastră, ce umblați cu scara în spate? Domnișoare, mă rog să mă iertați, dar eu pur și simplu sunt boxer și de prins mereu să îmbru cu pedestalul din urma mea. Am înțeles, da. Știți că nu e ușor de ajuns aici. Muntele ăsta e cel mai mare lucru pe care l-am văzut în viața mea. Hai că și eu svelt frumos în alt. Dar muntele ăsta au trecut orice măsură. Dumneavoastră, să nu vă supărați, dar eu încă nu am reușit să-mi pun uniforma, că de regulă solicitanții vin un pic mai târziu. Eu am vrut să fiu primul. Domnule boxer, vă poftiți să luați loc. Da, vă rugăm să luați loc. Da, eu asta vroiam și să întreb, dacă am ajuns unde trebuie. Ați ajuns exact unde trebuia. În sensul dacă aici... Da, corect. Am să vă rog să trageți aer pe nas, să vă relaxați. Sigur, dacă aveți posibilitatea. Da, mulțumesc. Știți că am un nas care respir de minuni. Vai, bun. Chiar aș fi solicitații? Domnișoare, bună dimineața. Puteți luați loc. Deci la loc? Lângă mine, lângă. Lângă. Eu vorbeam la figurat. Să mă iertați, eu iau lucrurile la modul propriu. E ceva ereditar? Da, e ceva ereditar, pentru că mama a spus că și tata, că și bunicul, că și unchiul, dar medicul pediatru a spus că nu e o problemă rușinoasă și nici complicată. Eu pur și simplu nu înțelegeam metaforele. Ca de exemplu, odată, mama ne-a spus: du-te și trage-l pe fratele de limbă și află ce măgărie am mai făcut! Dar eu chiar m-am dus să-l trag de limbă! Dar ce scandal a ieșit! Altădată, mama mi-a spus: du-te și te bagă sub pielea cuiva! Eu nu știu ce intenție avea, dar eu chiar încercam să mă bag sub pielea persoanei respective. Ce durere! Altădată, mama mi-a spus: du-te și te bagă în sufletul lui unchiul tău! Dar pentru asta, mie mi-ar fi trebuit o pregătire filozofică. Dar eu m-am dus la profesorul meu de limba română și l-am întrebat: dar ce e asta sufletul? Dar el a doua zi mi-a spus că n-are un răspuns rezonabil. Și s-a sinucit! Domnișoare, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e pur și simplu înfiorător. Nu, deloc. Ce-i spus? Ceva? Mai bine o am susținut. A fost o călătorie excelentă. Da. Am să vă rog, domnilor, să luați loc. Domnilor, vă rog să luați loc. Muntele este dat dracului. Urci, urci. Doamne, mă scuzați.
Dar el de sus și-a pus atât de sus încăperea ca să fie cât mai sus de noi? Domnule, eu am să vă rog să adreseți întrebări la momentul corespunzător. Iar eu am să vă dau răspuns la momentul corespunzător. Mulțumesc. Am înțeles. Imediat. La noi? Dar voi să rămâniți acolo să ne așteptați? Da, și cum îți spune? Am fost eu. Nu. Normal. Mă scuzi, te rog, dar și e asta? O piatră. Credeam că găsesc o baltă ca să o arunc, dar n-am găsit niciuna. De aceea vă întreb, unde sunt bălțile de altă dată? Și ce ești prost? Că numai proști. Nu, sunt infirm, pot să mă recomand. Eu o să-ți dau numai un singur deget. Dar știai că uneori un singur deget poate face cât toate șase? Cinci, bun. Eu personal nu știu de ce ați venit voi, dar eu am venit în căutarea sensului. Da, pentru că sunt în perioada când împușc și nu prind niciun sens. Păi eu tot! Eu o viață întreagă m-am bunit după sensuri. Chiar într-un timp am pus ban la ban și am plecat la un filozof la o consultație. Era filozof de stat? Particular. Înseamnă că era idealist. Depindea de client. Și cum îi mergea bine salariul concediat? Am stat în rând o zi, o noapte. După noapte ce vine? Încă o zi. După aia am intrat. Și? Păi și ce? Nu și ce, băi, ce tu răspuns? Da, ce tu răspuns? Să vedeți ce mi-a răspuns. Iesă afară, nimernicule! După aia mi-a luat banii și m-a aruncat cu cearele în față. De ce nu sunt s-o dat, recipis? N-a avut încotro. Norman. Dar, dumneata, domnișoară, da? Tot ești uruită de întrebări. Da! La mine, la calitate, oamenii au luat-o razna! Ei sunt plictisiți și trăiesc lucrurile pe jumătate! Doar pe jumătate vorbesc, pe jumătate salivează, pe jumătate visează, pe jumătate mănâncă, pe jumătate... Am înțeles, trăiesc pe jumătate! Da! Și m-au trimis pe mine, fecioară, blondă, au spus că o să țin față! M-au trimis după sens! Păi, domnișoară! Credeți că eu am venit aici nu pentru sens? Pentru sens ați venit? Dacă cinstit, sensul mai mult nu pe mine mă interesează decât pe soția mea. Pe soția? Ea e așa o femeie, da? Cum se cade, gospodină, doar profundă. Profundă? Face spală rufele, da, dar totuși e profundă. Într-o zi vine la mine și mă întreabă cu un glas neutru. Iubițoile, adică eu. Care e sensul existenței mele? Da. Bineînțeles că eu atunci eram în altă formă. Da. I-am dat două palme preventive. A făcut o isterică și chiar vecinii a venit, da. Și pe urmă mi-a zis, ieși afară din casă! Și nu te întoarce fără sens. Păi eu ce eram să fac? Dar dumneata, domnule boxier? Da. Eu personal am venit după propriul meu sens. Adică sensul meu personal. Știți? Câteodată stau așa înnebunit de curiozitate și îl întreb. Da. Doamne! Cum arată persoana care are propriul său sens? Dar dumneata, domnule șpion, cu așa o profesie, cum se cade, ce vă trebuie sensul vieții? Să am încredere în voi. Încredere? Da. Dacă vrei, poți.
meu patron era un tip dat dracului de inteligent și comercial. Da. Într-o zi vine la mine și îmi zice: am auzit vorbindu-se prin târg că există un tip care se numește El de Sus. El de Sus aici! Du-te la el și cipește-i câteva sensuri. Mai apoi deschid un magazin și le vând ca pâinea caldă. Ca pâinea? Păi, dumitale prostuț, ce ți iese la facerea asta? Zice: devine asociat și mă sor cu fixă sau cu nevastă sa. Oh. Ei, ci că-mi zice: te însori cu care vrei, numai să le iei pe amândouă. Dar nu v-ați plictisit? Poate întrebăm când ne primește El de Sus? El de Sus! El de Sus! El de Sus! X, L, P, R, Z, 3. X plus 1 plus 3 plus Z. Z, L, P, R, Z, L, P, R, Z, 3. X plus 1 plus 3 plus Z. V, 1 plus 1. Doamne șefe de cabinet și domnule om serviciu, mă scuzați, vă rog frumos, că mă bag în discuția asta foarte intelectuală, care e bazată la sigur pe muncă, da. Spuneți, domnule, ce doriți? Noi vrem să intrăm la El de Sus. Da, ați fost invitați, domnule? Nu, dorim o audiență. Da, dorim o audiență. În care problemă? Într-o problemă fundamentală. Fundamentală? Da. Bun. Spune, stimate doamne, e vorba de problema sensului. Sensul cui? Sensul existenței? Existenței cui, domnule? Existenței noastre, nu mă nerva! A existenței noastre, în special, și a celorlalți, în general, dacă vrei. Dar totuși putem să intrăm la dânsul. Da, da? Un minut. Da. Nu e voie! De ce? De ce? Dumnealui fumează. Fumează? Ei, dacă El de Sus fumează, să fumeze, nu îl deranjăm. Așteptăm. Așteptați! Domnule, mă scuzați, dar poate a terminat de fumat. Nu cât se poate. Dar poate termina de fumat. Poate termina? Ei, dacă scobești nas, nu-l deranjăm. Așteptăm. Da, vă rog să mai așteptați. Mă scuzați, dar trebuie să îndeplinim ceva formalități. Trebuie? Da. Da. Iată, domnule! Asta este formularul. Așa, am să vă rog să-l completați. Dar asta e soarta tuturor formularilor. Nu mai scăpăm. Domnule om de serviciu, dați-le fixuri. Ne veți da unele explicații? Sigur că da. Vă voi da unele explicații inexplicabile. Și dacă nu veți înțelege din prima oară, a doua oară nu explic și ca să simplificăm lucrurile, zic eu să mă explic din a treia oară. Dacă găsiți un răspuns, deci de fapt o întrebare, răspunsul căruia solicită nu e cazul, scrieți așa: nu e cazul. Schimbăm necazul și mergem mai departe, cam asta e. O întrebare întrebătoare. Dar eu care nu pot scrie, pot să răspund cu da sau nu? Sigur, dacă sunteți călare pe situație. Domnișoară, mereu scălare, liniștești. Să fii sănătos. Da. Numele, prenumele și renumele. Dacă are frați sau surori, Samieză, taci. Băiatul cu spion. Dar tu ai mai întâlnit vreodată așa formulare de ochete? Ei,
tatăl meu spunea. Formularul-i formular. Și asta e greu. Da. Câte degete are la picioare? Știu. Ce mă, picioare? Câte ochi în boxer? Caută la boxer. Boxer! Da, picior. M-a spus, poți să numeri degetele la picioare? Dar de ce nu ți le numeri singur? Ești laș? Da. Hai să completăm mai repede, că o să intrăm mâine la al de sus. Doamnă șef de cabinet, poate o termina de scobit? Poate mai încercați? Da. Da. O termină? Încă nu e voie. Nu? Dar și faci, dar... Dumnealui visează! Visează? Ei, dacă visează, dar nu-l mai deranjăm. Cum să-l deranjăm? Așteptăm. Am să vă rog să mai așteptați un picuț. Bun, stimate doamne. Da. Nu știu cum băieții ăștia, dar eu personal am terminat. Nu mai fi întâlnit. Da, și eu. Eu sar peste rubrica inverse și perverse. Am găsit. Bun, stimate doamne, dar poate mai încercați-o. Da, poate mai încercați. Și am venit la el de sus pentru că știm că e atot știutorul, atot puternic, atot cunoscătorul, care știe toate. Așa că lăsați-mă singur! Calmează-te! Ține-mă, doamne, ține-mă! Nu mai pot să mă abțin și încep să urlu! Ei, și de ce nu urlați? Vă rog să ne scuzați că insistăm. Totuși, mai trageți poate o încercare. Hai, mai încerc, mai încerc. Scobește invins, nu-l deranjăm, am mâncat omul. Așteptăm. Hai, mai așteptați un pic. Doamnă, iertați-mi indiscreția, dar el de sus este chiar aici? Ei, desigur. Atât de aproape. Dar puteți ceva să ne povestiți despre el? Cum bea apă, cum mănâncă, atât de interesant. Da, sigur. El de sus? Eu știu cine poate să mă povestească despre el de sus. Da? Iată, domnul om de serviciu știe mai în detaliu despre dumnealui. Domnilor, ca să vă satisfac curiozita, am să vă prezint pe scurt personalitatea lui El de Sus. El de Sus este persoană, ca să zic eu așa, foarte. El de Sus arată, ca să zic eu, așa cum să zic eu, așa arată, foarte. El de Sus se comportă, să știți cum se comportă, să zic eu, cum? Așa se comportă, așa cum să zic eu,
să vedeți cum merge. Cum merge? Cum merge, dumneavoastră? Cum să zic eu așa? Cum merge? Cum să zic eu? A să vedeți doarme de cum sus. Cum doarme? Cum să zic eu așa mai pe scurt? Da. În general, ca să zic eu cu tărie, păi asta e. Asta e. Vă mulțumim foarte mult! Mult stimate doamne, vă rog să primiți omagiile mele particulare. Să știți că am fost atras din prima vedere de dumneavoastră. Da? Mulțumesc, sunteți foarte amabil. De mult n-am mai primit flori. Vă rog să vă îmbrăcați cât mai încet, ca să pot savura în tihnă corpul dumneavoastră perfect. Aș vrea să aflu dacă este șpietruos. Vă rog. Da! Da! Este cât se poate de petruos. Probabil că faceți extrem de mult sport. Nu. Așa sunt eu din naștere. Foarte pietroasă. Ei, da, aproape cochileț. Doamne, mie mi se pare că eu de dumneavoastră m-am îndrăgostit. Cunosc simptomele de la fiul meu de 6 ani. Da, ați putea să-mi explicați ce înseamnă asta, dragoste? Deci chiar nu știți? Nu că nu știu. Doar că profesia mea mereu m-a pus într-o situație să am o ținută corespunzătoare și în plus vreau să-ți spun că sunt analfabetă în această privință. Nu înțeleg o boabă. Dacă doriți, eu aș putea să vă fac câteva divagații pe acest minunat subiect. Vă rog. Înțelegeți? Dragostea! Stimată doamnă, întâi e sentiment și apoi plăcere fizică. Că e invers cumva. Nu-i posibil! Adică întâi plăcere fizică și apoi sentiment? Exact! Nu! Ideologic așa e. Întâi sentiment și apoi plăcere fizică. Atunci, domnule, am să vă rog să-mi arătați de la sentiment la plăcere. Le doriți pe amândouă? Ei, ca să nu pierdem timpul. Dar nu pot! Nu pot! Înțelegeți? Mult stimate doamne, că și în dragoste-i parte de sens. Să iubești fără sens, e o tâmpenie, doamne! Da, mă rog, da! Domnilor, am să fac o comunicare din partea lui El de sus! Dragi colegi, vă rog să fiți atenți! Domnul om de serviciu are să ne facă o comunicare din partea lui El de sus! Da. Domnilor, din partea lui El de sus, am să fac o comunicare pentru care trebuie să fiți mândri. Mândri. Aștept să fiți mândri. Deja. Deja. Domnule om de serviciu, citiți pe chipurile lor că sunt mândri. Puteți începe.
domnilor, Îl de sus va transmite salutul lui călduros. Asta e tot? Da, asta e tot. Nu mai e tot doar plasă de comunicați. Numai atât. Mă scuzați, vă rog, dar de primit îi primești, da? Nu. Cum adică? Și o întrebare filozofică, dar de ce? Păi tu n-are niciun precedent. Până acum n-a primit pe nimeni. Pe nimeni? Păi sigur pe nimeni. Adică? N-a avut niciun precedent. Pe ce bază? Exact. Așa mi-a zis. Eu i-aș primi, dar pe ce bază? Deoarece eu și doamna șefă de cabinet avem instrucțiuni foarte severe. Corect? Și este indiscutabil că dacă nu este niciun precedent, atunci nimeni să nu intre, că de altfel a spus dumnealui așa, că-ți tai capul. Și dumnealui poate așa. Bine, am înțeles de ce e de făcut. Dar nu este nimic de făcut. Nimic? Doamne, dar asta e inadmisibil. Da. Este inadmisibil ce se întâmplă aici. De aceea, eu vă declar un lupt. Luptă? Da. Da. Spuneți-mi, vă rog, cu ce arme vă veți lupta? Da. Un moment. Da. Noi ne-am ales arma. Aha. Și care este? Este cea mai inteligentă, dar totodată cea mai temută armă cu care noi, oamenii, ne-am învins specia. Și anume, Cuvântul? Ha. Ai mai auzit până acum de așa armă? Am auzit. Și cine a descoperit-o? Lua iar naibii intelectuali. Nenorociții! Domnilor, da. Dacă vreți să începeți o luptă, v-aș ruga să vă luptați cu decență, în liniște, să nu îți deranjăm pe sus. Și plus la toate, am să vă rog să urmați niște reguli stricte și notațiile. Aveți aici ceva? Da. Oh. Da. Unu! Da. Am să vă rog să nu urlați. Asta cum? Asta e cașier! Doi! Am să vă rog să nu jurați de mama, de tată și de tot neamul. Tu te fuc! Și trei! Să nu vă uitați. Punct. Asta cum? Asta așa. Atunci eu propun să ne pregătim de lupt. Să pornească pregătirile! Să înceapă pregătirile! Mai tare strigat! Da, strigați și voi! Am de sus! Bravo, te-au auzit!
Dar poate totuși intre. Nu putem intra. Dar eu am citit într-o carte. Ai citit? Da. Wow. Că dacă e tot văzătorul, atot ascultătorul, el ne va vedea și ne va auzi chiar de aici. De aici? Da. Dar eu prim. Stimată, iubite și adorată El de sus, poate mă vei ierta vreodată, dar poate nu, poate o să te surprinde gestul meu, dar poate nu, dar oricum, e că vezi, am venit, fii bine găsit de mine. Preluminatul de ceilalți păcătorule, dacă te-am deranjat, pedepsește-mă cum numai tu știi să pedepsești. Iar dacă nu te-am deranjat, iartă-mă cum numai tu știi să ierți. Vă să mă scuz, pot să mă întorci că-s și mai frate-ți. El de sus, mă scuz că într-așa o poziție, strani, dar știi că asta tot e pentru cei că să-ți spun că te iubesc. Și dacă cumva gestul meu pe tine te-o agățat un pic ceva cu tine înseamnă, știi că te iubesc, pa! Aleia! Elde, sunt aici în fața ta, sunt aici, dinaintea ta, primește-mă! Eu pot să-ți povestesc despre mine sau despre locuitorii din... Mă scuz, te rog, mă scuz. Eu m-am observat un lucru foarte interesant. Taci, Oleg. Eu m-am observat un lucru foarte interesant. Cât noi ieșităm și ne rugăm ca și mai buni oameni de pe lume, aici se două creaturi îți dohnesc de râs. Dați-mi voie să vă întreb. Dar și vă hrizuță? Dar de ce vă Doamne! Am venit la tine, Doamne! Da, și mă invers! Credeam că mor de râs. Despre ce vorbiți voi? Ia hai! Hai, deschide ușa aceea! Hai și vezi ce-i acolo! Hai! Ce să fie? Ce să fie? Este prăpastie absolută! Ați auzit voi de prăpastie absolută ca mă numeam? Al naturii! Care? Care îl de sus? Nu există! Cum nu există? Păi n-avem habar unde! Desigur că nu există! Legendele spun că a existat cândva. Ci că ședea în biroul lui și a venit în gând să se distreze și s-a prefăcut în iarbă. Iar calul, care nu știa de glumă, l-a mâncat și pe urmă a murit și calul. Dar noi ce să facem? Cum se dar voi mâncat? Ce faceți aici? Păi noi suntem și ca și voi, niște simpli solicitanți care am venit să căutăm sensul. Ei, dacă am văzut că el de sus nu există, ne-am gândit noi să ne căsătorim, să ne facem șefă de cabinet și om de serviciu și să ne distrăm de minune! Și noi ce facem mai departe? Cum ne întoarcem, părăsie? Păi, dar la ce vă trebuie să vă întoarceți? Rămâneți cu noi! Cine alții de alte voi ce faceți? Spuneți! Rămâneți! Ce faceți, domnilor? Începem jocul? Ziceți! Ce faceți?
Hai! Rămâneți! Acestui frumos grup de teatru și acum invit în scenă pe domnul primar Vasile Bârcă. Noi mulțumim frumos colectivului teatral din Bălți, Baștina, și le înmânăm o diplomă de creativitate. Conducătorul colectivului este doamna Angela Bordeniuc. Fiți sănătoși, succes mai departe. Vă așteptăm și altă dată la noi. Și noi de la Bălți ținem să vă mulțumim enorm de mult pentru că ne-ați invitat. Să știți că este o onoare pentru noi, pentru bălțeni, pentru că suntem urmașii marelui actor, maestru, artist al poporului, Mihai Volontir, și ne bucurăm că astăzi suntem pe această scenă pe care bănuim că a copilărit și poate pe vremuri a jucat și roluri aici, mici mari, pe această scenă. Vă mulțumim, sunteți foarte bravo și dorim sănătate multă tuturor, ani lungi festivalului și Doamne ajută tuturor! Vă mulțumim! Teatrul este un limbaj universal care unește culturi și popoare. Este o formă de artă, de divertisment și educație. Teatrul exprimă sentimente și trăiri. Ne face să zâmbim sau să plângem. Ne pune pe gânduri și ne transportă într-o altă lume. În ce lume ne va transporta oare teatrul dramatic Amintiri din satul Pepeni, raionul Sângerei? Teatrul dramatic Amintiri este fondat în 1973 în satul Pepeni, raionul Sângerei. Începând cu 1 septembrie 1978, în calitate de conducător al cercului, este numit Pietru Pietraru, care activează până în prezent. Deci,
În palmarezul domnului Petraru sunt înregistrate mai multe realizări regizorale, precum ar fi Această copilărie îndepărtată, Flecărările femeilor, Hangița, Stan Pățitul, Minunea Sfântului Antonii, Pe piciorap lung, În suflet cântă primăvara și multe altele. Astăzi însă acest frumos grup de teatru dramatic ne va prezenta Casa Mâței, autor Samuel Marșac, regizor Petru Petraru. Haideți să-i întâmpinăm cu drag! Ha ha.
deci, am venit ca să privim. Poftim, poftim, prieten bun, cu toată bucuria. Vedeți, sufrageria. Yang da dang 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 da dang
Yeah,
Raionul Sângerei și am onoarea să o invit aici lângă mine pe doamna președintă Leona Pânzar și conducătorul acestui frumos grup, pentru că la această ediție, la prima ediție acestui frumos festival, nu poate pleca nimeni ca să nu ia cu sine ceva amintire din satul Glegeni și numai decât în amintirea marelui actor Mihai Voluntier. Haideți, vă rog, domnul Petraru. Domnul Petraru, să știți că ne-a făcut o mare plăcere să vedem talentații dumneavoastră actori. E o poveste frumoasă cu care am crescut noi toți și astăzi am văzut-o în scenă. Diplomă de gratitudine se conferă colectivului Amintiri din localitatea Pepeni. Pepeni o asociem cu Nicolae Glib, așa că să trăiți la Pepeni. Sănătate multă! Mulțumim frumos, suntem foarte mândri că ne-ați invitat la o așa ediție ca ediția acestui festival Mihai Voluntier. Și aș zice că și noi avem o tradiție frumoasă, ne mândrim, cum ați și spus, cu Nicolae Glib, cu Gheorghe Petrar, Margareta Pântea, sunt o mulțime, vreo 13 actori care fac acum, sunt artiști ai poporului, și ne mândrim că am fost anume la prima ediție la Mihai Voluntier. Dumnealui de foarte multe ori a fost la noi în sat, cu spectacole toate. Îl știm pe de rost, îl știm din toate punctele de vedere. Deci doresc baftă acestui festival să țin și să ajungem cu sănătoși cu toții, așa cum am împlinit noi 50 de ani teatru de activitate anul trecut, să ajungeți și la ediția 50-a festivalului Mihai Voluntier. Vă mulțumim de aplauze, vă spunem la revedere, până la noi întâlniri! Moldovinește, ascunde-mă frunză de sol, te rog, mă ascunde, invidia e cu noroc. Viața e o stagiune, tu, actorul principal, scena e o întreagă lume și o cortină la final. Ai rolul cel mai de seamă, tu decizi cum o să fie. Viața ta poate fi dramă, poate fi o comedie. În cele ce urmează, vedem ce ne aduce în scenă Teatrul Dramatic din satul Coseuți, Soroca. Teatrul Dramatic din satul Coseuți, Raionul Soroca, a fost fondat în anul 1991. În anul 1993 îi se conferă titlul onorific model, ca teatru de satiră și umor. Iar din anul 2012 până în prezent este atestat ca Teatrul Dramatic, regizor Constantin Ciumac. Repertoriul teatrului dramatic cuprinde creații ale scriitorilor și umoriștilor din Republică, din România, dar și creații proprii, cum sunt Logodna, Sacul Mătușii Irina, Varvara și Doctorul, La Cafenea și altele. Pe parcursul activității, Teatrul Dramatic participă la diverse activități culturale de nivel local, raional și republican. Astăzi, însă, în fața dumneavoastră, acest minunat grup va prezenta piesa Cauza Comună, autor Gheorghe Urschi, regizor Constantin Ciumac. Haideți să-i încurajăm cu aplauzele noastre. Vă mulțumesc! Da, băi, locație, simplu, crema obsec și ai orbul găinilor? Bine, de unde? Știam ți-au. Ce mai spune de așa? Păi, ca de obicei, crește nivelul nostru de trai în raport cu 1913. Crește bine, ce înțeles. Ce, dar am uitat mai atent.
În seara așa la tău nu scrie că mi-ești de tot 500 de lei, mă știi? Nu scrie, n-am citit așa ceva. Nu scrie? Nu. Ba, scrie, Gigel, iaca, aici la mine în fond, da. Și mai este notat. Și le-am împrumutat un termen de 3 zile. Au trecut 18 zile. Ai dreptate, ai dreptate. Tu, Conte, dar de îți la zero. La zero? Nu știu. Hai să fim bărbați. Ne respectăm independența financiară. Păi, dar cum? Că nu văd cum. Foarte simplu. Îi întorci datoria și rămânem oameni de cum ești. Păi, am eu aici niște bani, dar înțelegi, nu mi-a părut, sunt cotizația sindicală a secției. Te privește, Nigel, te privește. Na! Nu așa, Nigel, nu așa tare. Când se lichidezi contul în banca din frumută. Poftim, dragi prieteni, banii și îți mulțumesc mult! Bine. Zice, dar cu truțica? Da, plec la stație să mă întâlnesc în nevasta, că trebuie să vii la piață încărcată și... Trebuie să o ajung. Vin, zice, ia, zice. Uite, podoaba! Habar n-are de nimic pe lumea asta! E în stare să vopsească podul și să văruiască codeaua, să toace frunze de morcă și să spele cartofii cu săpun. Toate ies sarnaf odată din mâine, în tăie. Că nu mai sunt multe bun la treabă. Mai bine, murie de patru mare decât mă măritam cu tine. Și la mine. Și în gâns? Vre. Nimic nevastă. Uite, nu uite când perișoare, dar par cu suroi. Bostie, hai să facem un lucru. Da, și pierdut. Dar mă tot pisața mea la tăt pasul, că te-ai zbărbață, că bărbață, nu mă dă în cap meu. Am un strece. E la stație. Eu ajung în prăbitire. O să te întrebă, ca pe treabă. Ce mai faci, Bostie? O să răspund. Păi și spa. Ia că am aici pe de afară, ca să nu-i pup nedese, să-și vede ce fac treburi la căcării. Noi, bărbat, trebuie să facem o cală comună, așa că... Cinci, las pe mine, băieți! Dar voi nu vă... Dar eu plec. Hai, las pe mine. A, nu, cu zări, ia! Yeah.
Eu vin prea mea târziu. Am pus, măi. No, hai, hai să mergem. Tu mi-ai făcut o dată țamă, măi. Prietă. Da, costiță, măi. Prietă. Tu mai trebuie zbutată la plimbare și să mă aștept în halat? Tu e nici halat, n-am prietă. Eu n-am halat. Eu am tot cumpăr și halat și de tări. Of, eu sunt bărbat ca bărbat, mă întorc capul meu. Prietă, prietă. Nu te costă mult. Vezi, dacă vrei, un simplu gest de atenție. Ce mă, că nu te ești, bă? Rău, Reti, tot și-mi adă ceva în spate, că parcă nu știu cum, dar mi-e răcoare. Puiul meu, suedia ca ce-i fi, ce-i răcoare. Da, fi. Mă tem că îl dur. Ai pus o dată. S-a dat mesa, mă e frică, ce o mii de ridicare. S-a lăsat bani? Câte o mii de lei de ridicare? Nu, uite, eu nu sunt așa, sunt tot din bun. Toți iată, noi bărbați faci o cauți comună. N-am de el scăt din bani și ea atâia. Așa, Iure, că doar știi că eu mână spart fără mereu. Am înțeles. Dar nu mai văd eu, mor mână. Am înțeles. Așa-i bine, Iure. Da, mulțumesc. Nu e roșu? A pus și eu? A detergent! Ideal, unde l-ai pus? Ia? Da. Polița, a doua, acolo. În bar. Bine, dar tăvălucul distors? Tăvălucul distors, l-am pus în mașină, am despălat mașina. Am despălat sau în corul, în baie, la treabă, loc, e în fost. Bine, bravo, bravo! Toate le-ai pus la locul lor. Da. Dar spune-mi, mătăluță, unde ai pus bani? Bani? Bani! Care bani? Care bani? Premiu, premiu! Am mai primit noi premiu, nu mai vreau premiu. M-am primit. N-ai primit? M-am primit. Da? Da. Unde-s bani din premiu? Care bani, măi fi? Am telefonat mai el la voi la secția la contabilitate să aflu cât timp mai am de plătit creditul și uite că acolo mi s-a spus că la toți din secție mi s-a dat câte 1000 de lei premiu. Ah!
Glumă să fie! Și talentați artiști populari, fiindcă este mai complicată ziua de azi, o generație de aur să o implice în creativitate ca să dea dovadă pentru cei mai tineri că trebuie să trăim viața și prin artă. Eu am preluat ștafeta de la colega noastră, am pierdut-o, de fapt, nu știu, n-ați văzut-o? Dacă cineva o vede, sunați la 1-2-2, mi se pare, sau 1-1-2. Dar până una alta, eu vreau să-mi exprim satisfacția acestui minunat public care sunteți dumneavoastră. Eu nu știu dacă, domn primar, ce zici, când ultima dată a fost arhiplină sala Casei de Cultură. Pentru dumneavoastră, drag spectator, vă rog aceste aplauze frumoase. Pentru dumneavoastră, fiindcă vă aparțin. Vă mulțumim. Și vreau să vă zic pe secret că toți cei care au fost în scenă, chiar dacă au văzut săli mari, scene mari, palate luminoase, au remarcat această căldură pe care au simțit-o din inimile și sufletele dumneavoastră. Domn primar, vă rog, pardon, data viitoare, acum o să rog pe domnul Alex să urce în scenă, fiindcă avem obligațiunea să remarcăm această prezență artistică din partea colegilor de la Cosăuți. Conducătorul de la Cosăuți, vă rog frumos, domn Constantin. Vreau să fac o remarcă puțin aici. Colegii o să mă ierte. Vreau să fac o remarcă pentru că primele toate sunt a Consiliului Raional, dar le mânăm noi, ca și cum sunt a noastră. De aceea, doamna președintă, noi suntem la prima ediție și nu o să avem dreptul ca să stopăm anume edițiile care urmează. Cum a spus colegul de la Sângerei, pentru să ajungem la 50-lea ediție, noi trebuie să fim, dar am așteptat, cred că marele actor să împlinească 90 de ani, să nu fie printre noi. De aceea, diplomă de gratitudine se conferă Teatrului Dramatic, localitatea Cosăuți, Raionul Soroca, conducător Constantin Ciumac. Mulțumesc frumos! Sau poate nu și eu ți-am dăruit. Sperăm că la anul sau cum o să organizăm festivalul o să fie în fiecare an sau bienal. O să-l organizăm, cred că, de nivel internațional și o să fie festival concurs. Mulțumim pentru idei. De azi înainte începem a aduna și pentru idei. Punem deoparte la fiecare bugetare, nu uităm, în primul rând, de valorile noastre naționale. Acum, în scenă, în fața dumneavoastră, o să vină un colectiv foarte simpatic. Simpatic de ce? Fiindcă sunt doar femei. Sunt doar femei și au de prezentat un program care este foarte periculos pentru unii din sat, din sală, mai ales. Eu vă rog frumos, toate doamnele care aveți bărbați alături, sau îi țineți cumva, îi legați, îi cuprindeți, îi luați la braț, fiindcă piesa care se va prezenta în fața dumneavoastră se numește La furat bărbați. Și aici este vorba despre formația teatrală de la Centrul de Creație a copiilor, dar acolo sunt și maturi. Șoldănești. Și conducător artistic, doamna Tatiana Vrăjitoru. Am găsit-o până la urmă. Aici este cu noi. Vizionare plăcută, La furat bărbați. Mai faceți și eu un loc, ați venit și eu. Tanieș, nu știi cum. Să savurați acest spectacol minunat. Minunat. Așa e, mamă, gospodine, mamă,
Auzi,
Mănicuță, orează-ne vreo ceas bun, că poate ți-a nești matalul. Domnușă, tinerie, cu mustișor. Mamă, și crastică de capul! Să-i dai, să-ți bați capul de tine! Uite la tine că ai 40 de ani! Ce-ai să-i mori, patul mare? În primul rând nu mă cred că să mor, dar într-a doilea rând, mamă, am mai văzut eu, mamă, bărbați pe fața pământului. Am mai văzut, nu reprăi, nu reprăi. Îs gospodină, ca schitită, avem de tete. Am casă, am masă, am mamă, coșcoce, asnea și uite la tete. De tete avem în satul nostru, avem un sat bogat, pământul, liviați, Doamne, numai și frumusăță. Ia ca cu bărbații stăm cam prost. Nu vrei să te măriți cu mine, cu gumanului. Așa, și de toată ziua cu cafeluța și cu cafea. Doamne, din ea-și găsesc și eu unul toată ziua să citească, ori scrie de la vioară. Mamă, aș munci cât șlept tractoare. Ia seama, Sfântă, ia seama, ia seama că ți-ți găsești pe unul și ți-a dat și la... Nu mă să șerși, mamă, de data asta am o Sfântă, Cruci. Că eu acasă, cu mâna goală în lume, cum să oprești trenul, pun ce ori un ușa vagoanului și strig. Bărbații cu copchii, la stânga, așa îi fac copchii, la dreapta. Că eu azi vreau să-mi alină unul frumșel și fără ploază. Dar vezi că și el e norugat, e primăvară, e curățit și
ăștia, pare că mai sunt de-a noastră. Ce-ai văzut? Ce-ai văzut? Angelina! Thank you.
Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Sexy. Un movimiento sexy. Sexy. Frumos, drăgostos, mai de astăzi.
n-ai copii. Dar să-i facem pe-a noștri. Și ne înțelegem până la atâși bătrâni. Și murim la 12 din noapte. Dar chiele? Chiele, chiele. Expresie spirituală a unui popor. Prin folclor noi găsim istoria societății, aspectele geografice. Prin folclor
găsim trăirile și năzuințele. Prin folclor găsim inspirațiile. Prin folclor găsim alenare. Prin folclor educăm copii. Prin folclor petrecem în ultimul drum de cei care ne-au fost dragi. Mihai Volontir a fost un împătimit de folclor. A fost o persoană care a cunoscut tradițiile și obiceiurile populare ale neamului nostru. A iubit foarte mult cântecul folcloric. A avut cântece preferate pe care le cânta de fiecare dată când avea ocazie la anumite evenimente. Pe lângă faptul că a cântat muzică ușoară, inițial a fost inspirat de folclor. Acestea fiind spuse, eu am ținut cu tot din adinsul să invităm la acest eveniment frumos o formație folclorică pentru diversitatea festivalului, care să aducă în scenă perle folclorice autentice. Pentru dumneavoastră în această zi minunată, formația folclorică Opincuța din Rezina. Conducător artistic Eugenia Cernega. Ei, măi, nevastă, măi, ia uite ce zi frumoasă arată astăzi. Nu mai ghini de lucrat, ce zici? Da, ghini cățâși, măi, bărbate, că ia ca de mult vroiem cu fata și cu femeile din mahală să ne ducem la ghilit. Da, ba, plouă, ba, ai vânt, ba, nu știu și... Dar vrem să ne ducem și noi cu o zi cu soare. Și cred că bunul Dumnezeu și-aș zis. Hai, duceți-vă și voi, păcătoaselor, și fășeți-vă munca. Ei, nevastă, dacă voi cu nevestele vreți să vă duceți la ghilit, cred că eu o să-l stric pe Gheorghe și să ne ducem și noi și un căsă niște iarbă proaspătă pentru animalele noastre să și acolo pentru iarnă. Ghini, ghini, zici, duceți-vă. Dar ia n-ascultă încoașe la mine. Să vezi, acolo la anează să vii un ulșor, dijineșor, buneșor. Da, nu de cel alb. Te rog frumos, să ne aduci nea roșu să mă facă rozoveară la față. Nu scoate numai când vine popa la noi cu ajunul Crăciunului. Tu m-ai înțeles? A gustul rău. Femeile la ghilit, elea să mușească și trebuie un păhărel de jinișor bun. Vrei să nu te iei cu Gheorghe, cu lucru, cu cosâtul și cu dornitul. Hai, gura ta nu mai închid. Apoi ia ca să mă asculți, că datorită nie ești gospodari, știi? Hai. Hai, dragul mami, cam șase treacă. Femeile ăștia, să ne ducem frumos. Gheorghe, ce faci, Gheorghe, așa? Gheorghe! Bă, Gheorghe, bă! Hadi, bă, că se ridic soarele! Ce strige la mine? Domnul ușorul de apă, coază, că domnul își ne dojim și... Hadi, bă, că se ridic soarele și dacă se ridic de căldură, nu mai cosim noi iarba, dar ne mai ducem la moarte. Hai! Marie! Marie, unde ești, Marie? Hai, scoală, Marie, de azi soare, de când s-o suit, ui, hăr de sus de-amu. Femeile de-amu se duc de mult la ghilit, pânzile, dar e doarme. Avem și noi de ghilit, chiar că am tot spalat, vă două zile le-am spalat și nu s-o precurățit. Și trebuie să ne ducem să le ghilim. E, lasă, mamă, până am arătat mai este vreme, dă-mi pașă. Ia, uite, lăsă-mi și lasă-mă, mamă, da și mai însam șas, dacă îmi ți-o ai dat, o, lasă-mă, mamă. Te-ai dus în casa așa mari și ai luat și fața așa de mari și posabil și care le-am gătit pentru cuscru și ăla mare și pentru vornișelul și ăla mare. Hai, fuga la treabă! Ei, femeilor, soarele-o răsărit! Hai cu pânza la ghilit! Asta e vestea, că mă și eu cu pânza la ghilit, că și la mine tot am galghenit de mult. Hai, nimeni, mai repejor, că soarele s-a ridicat cu tătul tot. Hai, cu Doamne ajută-i să ieși într-un ceas bun și să ghilim pânzele noastre, Doamne. No!
ușa din sunduc s-a îngălbinit. De când tot aștept fata asta mi-e poți samarita și ne-a adus și bun jineri. Jineri vreau, o să... Dar voi, cum să nu vreau jineri? Vreau și eu în jineri. Acu da, Mărie, dar hai nu te mai jălui, șofta. Că nu vine băietul meu, frumosul meu băiet la hramul satului, tu, Mărie, nu i-ai dat voie. Dar și, mă rog, nu-ți place de mine. Că dacă avem să șim și cuscri, și poate le dănam și cu lepuței. Dar nu dilemă aici. He, parcă trebuie să-mi placă mie. Dar poși ați fetele în ziua de azi, mai aleg și ele mirei. Da, da. Ei, las cu mătră, că până să coași cu mama, mai prinde la minte și ieși și tu cu scrânică. Dar până și, hai și-o mai cânta ceva. A, păi, da, Doamne, da, Doamne. Punem la femei, te-ai luat cu altceva. E, nevestilor, dar nu și-mi pare mie, parcă-mi pare că de-am pânza mea să-mi năzbiet, cam de-am ar trebui să o scoatem, să o întindem la soare, ce zice? Drept, 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 drept
cănușă, da, și am mai plouă și încă nu nu și noi putem să avut de acasă. Ia, hai. Hai să o întindem, dar hai să o întindem și gata. Ce-i
poate să facem un lucru bun azi. Bărbații, focosim. Și noi, nevestele, anghelii. Ca așa suntem noi, un neam de oameni gospodari. Să ne trăiți mulți ani, să avem voie bună în țară, pace în case și să ne mai întâlnim și la anul iar. Mare plăcere să-l mai aduc o dată în fața dumneavoastră, artistul poporului Vlad Slavean. Și îl rog cu toată stima și respectul să aducă omagiu de mulțumire pentru acest frumos colectiv
care ne-a adus inimile acasă, ne-a adus sufletul prin folclor la casa părintească, la satul natal și la rădăcinile noastre dintotdeauna. Eu mă bucur astăzi, o duminică adevărată, o duminică a sufletului, aici la Glenjeni, la baștena marelui Mihai Volontir. Și vroiam să spun aplauze, aplauze pentru maestru Volontir, desigur. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Ne aude, ne aude și se bucură de aplauzele dumneavoastră, maestru. Vroiam să spun acestui festival un drum bun și o viață lungă și eu o să mă bucur nespus de mult dacă cineva care va păși pe această scenă în cadrul festivalului peste câțiva anișori să-mi devină coleg la Național la Bălți. Voi aștepta cu mult drag să ne amintim de Glinjeni. La baștina lui Mihai Volontir, Festival Național Teatral, diplomă de gratitudine, o pincuța, rezina lor. Diplomă. Și ceva. Să nu credeți că am uitat. Fiecare colectiv a primit câte un premiu din partea Consiliului Raional, Șoldănești și evident și Rezina la fel. Eu merg ca bodyguard. Da, da. Aveți grijă, păziți milionul. Dragi prieteni, ne apropiem încet de finalul acestui eveniment cultural. Sper că dispoziția dumneavoastră este, ca și la început, plină de dorință de a savura în continuare valori artistice. Odată ce am avut în scenă femei, ziceam de ce să nu avem și un grup de bărbați. Un grup de bărbați care să aducă puterea aceasta haiducească a cânticului strămoșesc, puterea aceasta bărbătească a cânticului folcloric, să savurăm din plin din frumusețea melodiilor istorice. Și am invitat iarăși din cadrul activității colegilor noștri din vecinătate, formația folclorică Haiducii din Rezina. Ne dorăm, ne dorim, ne
pe râs și râs. Hața, ța, gurița, ta, ele nu zăba. Și-apoi râs și râs, și-apoi râs și râs. Hața, ța, gurița, ta, ele nu zăba. Mai mult. Să zic că prin rădăcini, măi,
măi, măi. Păi Dumnezeu să facă bine, măi, măi, uite așa. Să ne căjească, să ne lasă necăjească.
să uit de tine, mândra mea. Apucă-te că-i străine, draga mea. Lai, 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 lai. Hai da, mărâși așa! Mai tare, mai tare, mai tare! Așa se primesc oaspeții la noi, mai ales oaspeți aleși pe Sprincean. Bravo! Voastră, stimați colegi, aceste aplauze. Dragii noștri, vreau să îmi permiteți să o invit pe doamna președinte pentru a înmâna această diplomă acestui minunat colectiv. Știți că am o onoare să înmânez diploma aceasta de gratitudine acestor frumoși bărbați care știu să aducă frumosul în scenă. Vă mulțumesc frumos! Diploma de gratitudine formației Haiducii! Și mai veniți pe la festivitățile noastre! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim frumos! Un premiu și o surpriză frumoasă din partea noastră, nu pierdeți! Mulțumim și dumneavoastră! Și acum să-mi permiteți să aduc încă o dată mulțumiri pentru toți cei care au contribuit la acest eveniment, la organizarea acestui eveniment, Consiliul Raional Șoldenești, Secția Raională Cultură, Tineret și Sport Șoldenești, Primăria satului nostru drag Glingeni, Gimnaziu Grădiniță Mihai Voluntir din satul Glingeni, doamnă director, tot respectul și mulțumirile noastre alese. Și în ultimul rând vreau să vă rog să mă susțineți, să aducem aplauze și să mulțumim televiziunii Elita, care cu mult drag a binevoit să ne susțină și să imprime acest eveniment. Mulțumim! Vă mulțumim frumos! Și acum cel mai talentat, cel mai muzical sat de pe toate globurile pământești, să știți că este Glingeniu. Ați primit niște foițe, da? Cântăm împreună, ne ridicăm în picioare și aducem omagiu marelui actor Mihai Voluntir. Yeah.
viața asta e scurtă tare, când ai mirosi o floare. Viața asta mult, mult ține, când te-ai apărat un crede. Acum arta menioasă, viața tot una e frumoasă. Acum unii maturele, s-a dus și am primit flori chiar dacă n-am cântat. Mulțumesc! Mulțumesc, dragii mei! Asta am vrut să vă zic azi, asta am vrut să vă arătăm astăzi, acestea am vrut să vă transmitem din scenă, nu în ultimul rând, să-l invităm pe domnul Boris pentru două cuvinte, cel care a muncit foarte mult alături de mine și cel care cândva, niște ani în urmă, a făcut un eveniment asemenea acestui de azi, cu dragoste și dăruire pentru marele actor Mihai Volontir. Bună ziua, lume bună și frumoasă, vă salut și eu aici la Glinceni. Eu nu vreau să spun foarte mult, acel festival care a fost un început, dar nu a fost prima ediție, asta e prima ediție, aceea a fost anteprima. Da, fiindcă avea un alt concept, da, tot pe baza unui proiect, lumea știe care a fost, dar vreau să mulțumesc în primul rând domnului Oleg Volontir că a venit cu această inițiativă frumoasă, am lucrat pe alocuri împreună și astăzi lucrăm împreună. Mulțumim frumos pentru ceea ce ați început. Sperăm ca acest festival să capte rădăcini aici la noi, să fie baștina teatrului din Republica Moldova și să vă vedem sănătoși și la alte ediții, care sperăm să fie
organizate tot cu așa elan și tot cu bine și cu sănătate. Vă mulțumim tuturor celor implicați și mulțumim spectatorilor. La mulți ani, sănătate! La revedere! Să ne trăiți frumos și bine! Până la noi întâlniri! Toate bune!